Conform lui Lucian Harșovski, viceprimarul Sucevei, unul dintre centrele de vaccinare din cadrul unui complex comercial din Suceava va funcționa de luni până sâmbătă între orele 8:12 și 16:20, în timp ce duminica va fi închis. În ceea ce privește cel de-al doilea centru de vaccinare, va fi deschis zilnic între orele 10:18, iar duminica va fi închis. Viceprimarul a adăugat că săptămâna trecută numărul de persoane care s-au prezentat la centre a scăzut, înregistrându-se doar 716 persoane față de cele peste 800 de persoane care erau înregistrate în perioada anterioară.